am o rugăminte la dumneavoastră, știindu-vă doi parlamentari eleganți și înțelepți. Avem o legătură prin Skype cu doamna senator Diana Șoșoacă și nu numai că este vorba de o femeie, dar este vorba de o situație mult mai neconfortabilă decât a noastră. S-a dat jos din avion acum și este în legătură directă cu noi. O să facem o discuție în trei. În primul rând vreau să știu dacă ne auziți, doamna senator. Da, bună seara. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Provocarea pe care v-am lansat-o astăzi dimineață când am convenit această legătură directă se referă la ce înseamnă, în opinia dumneavoastră și a conducerii partidului dumneavoastră, să fii patriot și luptător pentru suveranitatea României în 2024, în Europa aceasta. Păi, cred că cel mai bine am demonstrat-o eu și ulterior, după ce am făcut acest partid de SOS România, care e de fapt o mișcare de eliberare și de trezire a conștiinței naționale. Să știți că lupta mea nu e din 2020. În 2020 a fost un punct culminant pentru că au fost anulate efectiv drepturile și libertățile cetățenești. Lupta mea e de foarte mult timp, de peste 20 de ani. Așa a fost momentul în 2020 să acționăm. S-a văzut foarte clar ce înseamnă și patriotism, ce înseamnă să fii pentru țara ta și pentru românii noștri. Și evident, prin toate acțiunile pe care le-am făcut trecând de granițele țării, este arhicunoscut că în Italia foarte multe meeting-uri și foarte mulți italieni au ieșit după ce am avut acțiuni nenumărate, așa cum s-a putut face pe Skype, în emisiuni în Italia, atât la televiziuni pe cablu, cât și în televiziunile online, la posturile radio, pe toate rețelele de socializare, și am reușit nu numai românii din Italia să îi scoatem în stradă, ci și italienii. Și la fel am avut emisiuni în Spania. Doamna senator, haideți să vă rog mult, da. să nu ne depărtăm de propunerea pe care v-am făcut-o și ați avut eleganța să o acceptați. Care ar fi... Ascultați-mă, Oleacă, dacă dumneavoastră, i-am întrebat, sunt alături de noi și domnul deputat Năsui și domnul senator Lavrig. Deci în această companie sunteți, doamna senator. Dacă ați negociat dumneavoastră, nu Iohannis, nu Ciolacu, nu Ciucă, dumneavoastră ați fi cea care ați conduce delegația sau ați negocia cu Europa azi, în martie 2024... Probleme, una sau două probleme, vi le alegeți dumneavoastră, majore. Aici s-a discutat despre intrarea în toate aspectele în spațiul Schengen. Ar fi o problemă, de exemplu. Cum ați negociat de așa fel încât, am auzit expresia, să dăm cu pumnul în masă la Bruxelles, să ne impunem punctul de vedere sau să îi forțăm pe austrieci sau pe europeni în general, pe olandezi, să ne accepte acolo unde normal ne este locul de foarte mult timp îndeplinind toate condițiile? În primul rând, se pleacă de la o premiză falsă, că trebuie să îți negociezi lucrul ăsta, ni se cuvine. Dacă nu sunt în primul rând acolo, oamenii se duc nepregătiți, nu avem școală de diplomație, nu avem profesioniști ai dreptului care să știe să poarte discuții. Asta e rostul întrebării, doamna senator. Cum ați negociat dumneavoastră ca șef al delegației de... Cum? Poftim? Dacă să mă lăsați și așa o zici. Dacă o să mă întrerupeți non-stop, o să înțelegeți nimica și perfect. Cu asta... Eu credeam că n-am făcut eu întrebarea să fie înțeleasă. Eu am înțeles foarte bine, numai că sunt unii care nu prea înțeleg. Problema, în primul rând, problema Schengenului nu e cea mai importantă problemă a României. Cea mai importantă problemă a României este că ne-am pierdut independența și suveranitatea și că Uniunea Europeană, de fapt Parlamentul European și Comisia Europeană, legiferează în locul Parlamentului României. Este una dintre cele mai grave probleme pe care le are România. Evident că Uniunea Europeană habar nu are ce înseamnă tiparul, tipologia poporului român, nu îi pasă de poporul român, suntem considerați niște sclavi, o țară de lumea a treia și efectiv ne și trimitem acolo reprezentanți de lumea a treia. Pentru că cei care se duc acolo habar nu au ce au de făcut. Doamna Șoșoacă, doamna senator, știam că vom pierde o parte din suveranitate când am aderat la Uniunea Europeană. Nu este adevărat. Scrie în documentele oficiale de la Bruxelles. Nu este adevărat. România a semnat tratatul de aderare la UE ca stat independent și suveran.
Constituția României este supremă și nu este sub dreptul european. Cine vă învață lucrurile astea este un analfabet funcțional și un incult juridic. Am proprietatea termenilor și am destul experiență. Doamna senator, aș vrea să nu folosim cuvinte jignitoare, căci nici noi nu le-am folosit. Să știți că dreptul de sunteți, dumneavoastră fiind un jurist de marcă, știți mai bine ca mulți alții, că dreptul de preemțiune sau dreptul de primă lege al unei decizii europene în raport cu legislația internă a țărilor membre este statuat în regula jocului european. Nu mă interesează regula jocului european în România, eu fac regula. Nu sunt sclavul nimănui și trebuie întors absolut totul și niciodată România nu a cedat suveranitatea. Cum ați proceda să întoarceți acest statut? Cum ați proceda concret? În primul rând trebuie să mi-l exercit, noi nu ne-l exercităm, noi ne ducem ca sclavi, pentru că, exact ce spuneți dumneavoastră, asta e ideea lor și văd că v-au inoculat-o și dumneavoastră. Hai să fim serioși, eu sunt jurist, nu vă supărați, porniți de la premize eronate și în momentul în care aveți premize eronate, este normal că se ajunge la situația pe care o avem acum. Da. Deci am dreptul de veto. De ce Victor Orban acționează ca un reprezentant al unui stat independent și suveran, cu tot respectul? De ce Polonia își poate impune punctul de vedere? Pentru ce orice alt stat își impune punctul de vedere? Numai România nu poate. Avem dreptul de veto pe care nu ni-l folosim niciodată. Avem drepturi pe care nu le folosim. Avem un drept, în primul rând, avem Constituția României pe care am aruncat-o la gunoi. Eu nu am aruncat-o la gunoi. Eu sunt tot timpul cu ea și le impun. Am timpul necesar acum să vă expun, pentru că v-aș face o teorie a dreptului cu privire la dreptul constituțional și v-aș arăta articolele din Constituția României coroborate și v-aș explica pe îndelete, dar trebuie vreo două ore să vă explic. Am înțeles. Vă rog să rămâneți. Vă rog să rămâneți alături de noi ca să nu-i privăm de minutele de dialog cu dumneavoastră și cu cei de acasă și pe domnul senator Lavric și pe domnul deputat Năsuia. Continuăm în aceeași cheie, domnul senator, domnul deputat, și vă întreb dacă România, în condiția economică în care am ajuns din vina multora, nu o să stau eu să fac acum lista vinovaților, de ce după 34 de ani de la împușcarea lui Ceaușescu nu mai avem nicio fabrică de, sau aproape nicio fabrică de zahăr, nu mai avem fabrici de medicamente, nu mai avem fabrici de, mâncăm 70% din import și așa, nu mai avem fabrică de pulberi, nu industrie de apărare, nu mai facem nici măcar pulberi pentru gloanțe, pentru cartușe. Vă întreb, cum poate România acum să negocieze de vreme ce economic suntem țara cea mai vitregită dintre toate țările membre UE la capitolul potențial economic? Domnul senator și apoi domnul deputat. Păi ca să negociem, trebuie să avem niște negociatori buni, iar aceștia trebuie să vină dintr-o nouă clasă politică. Ce negociem, domnul senator? Am înțeles. Că spune și doamna senator Iovanoviș Oșoacă același lucru. Ce negocie? Cu ce negociezi? Ca să negociezi trebuie să ai o putere de negociere. Cine ți-o dă? României, cine ți-o dă? Pe care nu-l aplicăm. Imediat, doamna senator, căci întrebarea vă vizează și pe dumneavoastră, aștept și părerea dumneavoastră. Domnul senator Lavic, vă ascult cu drag. Ce anume capacitate de negociere avem și ce punem pe masa negocierii? Ce anume? Capacitatea noastră de negociere, puterea noastră, stă în schimbarea completă a clasei politice, chiar dacă nu mai avem economie, nu mai avem finanțe și nu mai avem suveranitate, pentru că nu o mai avem. Asta trebuie să înțeleagă românul. Într-adevăr, nu putem să venim cu niciun atu pentru că nu mai avem atu acela. S-a distrus totul. Și atunci puterea noastră de negociere stă în disperarea asta cu care trebuie să îi întâmpinăm. Domnul senator, eu cred că dumneavoastră sunteți, nu cred, știu că sunteți un politician versat și cu multă înțelepciune. Să știți că doamna senator a spus un lucru, doamna Șoșoacă, foarte corect. De ce Polonia a putut, de ce Ungaria a putut în momente delicate la Uniunea Europeană să aibă altă poziție? Păi Polonia are două capitole în care este excepțională în raport cu multe țări, implicit cu noi. Este țara care a dat papa și care are o agricultură brici și care a făcut o reformă a teritoriului, a județelor și a comunelor și a orașelor pe care noi nu suntem în stare, n-am fost niciodată în stare să o facem, să le facem una. Iar Ungaria are un sprijin și are un lobby pe care noi nu le avem. Indiferent cine e la putere în România, indiferent ce partid vine la putere, lobby-ul pe care îl are Orban Victor sau îl are Budapesta, noi nu le avem, domnul senator. Nu putem prosti. Asta fac cu partidul SOS România.
nu m-ați urmărit, dar eu am foarte multe vizite în străinătate și săptămâna viitoare sunt vizită... Haideți să-i lăsăm și pe cei doi să răspundă, doamna Șoșoacă. Domnul Lavric și apoi domnul... Da, imediat. Deci eu vizitez 5 țări săptămâna viitoare, invitată de partide de guvernământ. De acord, de acord. Imediat vin la dumneavoastră, doamna senator. Am promis și știți că sunt un om de cuvânt. Vin la dumneavoastră imediat, domnul senator și apoi domnul deputat Năsui. Îi plec de la situația Ungariei. Chiar noi acum în emisiune am spus că Ungaria nu mai are economie prăbușită din cauza lui Orban. Și totuși, neavând ce să pună pe masă, niciun actor are un lobby puternic. De unde vine lobby-ul acesta? Păi vine din caracterul lor și din instinctul lor național. E mai complicat un pic aici să le spunem celor de acasă adevărul și văd că evitați să-l spuneți. Vine de la Berlin, vine din istorie, vine de la un fost imperiu, vine din multe locuri, domnul senator, pe care România, din păcate, nu le poate juca neavându-le. Domnul senator, la Trianon lucrurile, și o să facem emisiune, am mai și făcut emisiuni pe tema asta, la Trianon lucrurile s-au schimbat dramatic, numai că unii au rămas cu inerția puterii, alții mai puțin. Îmi cer scuze că v-am perturbat, domnul senator. Domnul deputat. Da, eu nu sunt de acord cu ce ați spus până acum, îmi cer scuze, domnul Barbu. Vă rog, e o emisiune liberă, domnul deputat. Da. Nu cred că nu mai avem industrie, avem o industrie mai bună decât aveam în timpul lui Ceaușescu și asta pe date. Avem o economie mai bună decât atunci, nu mai moare lumea de foame, speranța de viață totuși a crescut. Avem o economie mult mai deschisă și din cam toate punctele de vedere merge mai bine decât atunci. Atunci era o propagandă că lucrurile merg bine, dar de fapt ele nu mergeau bine. Fabricile produceau mai puțin decât consumau, erau falimentare. Din toate lipsurile care existau atunci, ale nu existau din prea multă bogăție. Deci astea sunt niște mituri care sunt propagate acum. Asta nu înseamnă că România nu are un potențial extraordinar care nu este atins. Asta nu înseamnă că nu suntem acum cu niște... Să zic că era mai bine atunci, mi se pare profund incorrect. Iarăși nu cred că nu suntem suverani. România este perfect suverană și în UE și în NATO. Dar dacă vrei să faci parte dintr-un club, trebuie să respecti niște reguli. Și aici este dreptul nostru de a ieși din clubul acela dacă nu mai vrem acele reguli. Sau de a rămâne dacă suntem de acord cu el. Pentru că vă zic un lucru, și eu sunt într-un club în care poate nu sunt de acord cu tot ce se întâmplă. Dar dacă sunt de acord cu majoritatea lucrurilor și am impresia că mi-e mai bine înăuntru decât în afară, atunci aleg, chiar dacă nu-mi plac 10% din lucruri, să rămână acolo pentru restul 90%. Și exact așa este și România. Are perfectă suveranitate să plece când vrea, dar nu ar fi o idee bună. De fapt, ar fi o idee chiar dezastroasă. Nu să-mi permit o polemică. Suveranitatea, putem în orice moment să ieșim. Domnul deputat, nu am să-mi permit o polemică foarte... Suveranitatea este ca în această organizație europeană să-ți poți să-ți impui punctul de vedere, pentru că Ungaria este în UE și nu iese, Polonia este, dar nu suntem suverani. Nu vă supărați, domnul Năsui, cu tot respectul, pe ce lume trăiți să spuneți că România o duce mai bine ca pe vreunul Ceaușescu din punct de vedere al industriei, când domnul ministru al economiei, o să vă rog frumos că v-am lăsat să vorbiți. Știu că tot timpul mă întrerupeți, că așa este ordinul de la... Nu cred că trăiți în România. Cu tot respectul, noi nu mai avem industrie și asta a spus-o ministrul economiei din Crăciun, ne-a anunțat că în sfârșit România nu mai are industrie. Mai multe timp decât alte state din România. Dați-mi voie să intervin. O secundă, doamna senator. Doamna senator, dați-mi voie să intervin 30 de secunde, să spunem telespectatorilor un lucru pe care ei îl știu, cei care se uită frecvent la emisiunile noastre. Nu mințim poporul cu televizorul și facem tot posibilul să fim corect și morali. Amândoi parlamentarii, și după părerea mea, o să discutăm asta după pauză, că trebuie să luăm și noi publicitatea, să ne luăm o parte din salarii câteva minute, o să revenim la domniile lor, dar România are o industrie, are cel mai mare PIB din istorie acum, numai că industria românească este minunată și lipsește cu desăvârșire. Este o industrie străină în România, ceea ce nu e rău, locuri de muncă, dar domnul Năsui... Imediat. După publicitate, doamna senator, iau publicitate. Vreau doar să lansez provocarea asta și după publicitate comentăm, domnul Năsui. Publicitate, este televiziune de stat, aveți bani de la noi românii, de la bugetul statului, mă scuzați. Păi, când o să vină aur la putere, bănuiesc că nu o să mai avem. Dar
interesează aur, eu nu sunt aur, eu sunt SOS România, faceți o confuzie inacceptabilă, vă rog, dacă m-ați adus aici ca să mă jigniți făcându-mă de tinichea, mă scuzați, eu sunt SOS România. Ce am spus? Că ce? V-am jignit cu ce? N-o să vină aur în veci la putere. Tinicheaua aia n-are ce căuta la putere și au bătut joc de tot ceea ce înseamnă naționalism. Aș vrea să nu jignim pe nimeni, că nici reprezentantul aur nu va jigni cu nimic, doamna senator. Dar haideți să ne păstrăm. M-au jignit destul, mulțumesc frumos. Deci nu avem industrie, nu mai induceți lumea. Doamna senator, dați-mi voie. Are doar datorii, 180 de miliarde de euro. Doamna Șoșoacă, în baza legilor încă în vigoare, dați-mi voie să iau publicitate, că așa e acum regula. O să vedem dacă o să se schimbe regula cu publicitatea. Vorbim și, dacă vreți, și, după, și aspectul ăsta după publicitate. Revenim imediat. Stimați-le spectatori, o să-și deschidă camera doamna senator Șoșoacă, sper. Cei doi reprezentanți ai Parlamentului, domnul senator Lavric și domnul deputat Năsui, nu știu dacă au cedat la intervenția doamnei senator Iovanovici Șoșoacă, dar au părăsit emisiunea. Ok. Nu mă deranjează foarte tare, în schimb mă miră foarte tare. Știam aia din Parlament, să știți că și eu sunt o reprezentantă a Parlamentului și eu chiar reprezint poporul român. De-aia am și spus că sunteți senatorul Iovanovici Șoșoacă, adică știe toată lumea că sunteți parlamentar și nu numai, sunteți președinte de partid. Doamna senator, vreau să fac o precizare ca să nu creadă lumea lucruri care nu sunt adevărate. Finanțarea televiziunii publice și a radioului public se face ori prin abonament, cum era înainte, ori prin alocare de fonduri bugetare de la statul român. Nu există dacă nu, prin publicitate. Dar noi nu avem voie la o cotă de publicitate ca și cum am fi televiziune comercială, că noi am putea să ne comportăm ca o televiziune comercială, dar atunci n-am mai fi televiziune publică, nu am mai dat emisiunea pentru patrie, nu am mai dat slujbe religioase, căci celelalte... Recunoașteți că astea mainstream nu dau nimic pentru patrie și pentru ortodoxie, da? Nu, haideți să nu inducem telespectatorii în eroare. Nu, în primul rând ați folosit foarte bine conjuncția. Nu e vorba de ori, e vorba de și. Deci este și prin publicitate, și prin bani de la buget, și prin abonamente. Nu este adevărat. Acum este doar prin alocare de la buget și publicitate. E bine. Puia să fie și cu abonamente, dar sunt alții care sunt abonați și care fac lucrurile astea. Credeți-mă, am făcut interpelări, cred că sunt singurul parlamentar care am făcut interpelări pentru televiziunea română, pentru că nu mi se pare corect ceea ce se întâmplă acolo și cum sunteți ținuți așa într-un cont de umbră, nu mi se pare corect, când ar trebui să fiți pe primul loc. Cât o să mai pot eu să lupt acolo și cât îmi vor mai da voie să vorbesc, uitați-vă ce fac dânsii au ordin atunci când apare Diana Șoșoacă să se retragă. În primul rând nu fac față tuturor ideilor mele și lucrurilor pe care le aduc argumentate și fundamentate, pentru că ei mint. Atâta știu, să mintă. Ce Dumnezeu? Păi dacă stăm să-i auzim pe cei de la USR sau de la PNL sau PSD, eu cred că trăim într-un dolce farniente, nici America nu e țara tuturor posibilităților cât este România. Eu chiar prin ochii dânșilor văd că avem o țară super industrializată, care o duce mai bine. E prima oară, doamna senator, este prima oară și mă bucur că am privilegiul acesta ca moderator și cei de acasă au privilegiul la TVR3 să vă vadă și să vă audă în direct. Acceptați două, trei întrebări care să iasă din subiectul pe care l-am convenit dimineață, cu promisiunea că întrebările se vor lega exclusiv de partea politică, nu de partea de cancan, pe care multe televiziuni o preferă în alergarea lor după audiență și bani. Nici nu picam în cancan și, ca să fim corect până la capăt, mie nu mi s-a spus ce subiecte aveți în această emisiune. V-a spus că este vorba despre suveranism și patriotism în Europa și în România. Ok, da, suveranismul asta este foarte largă paleta. Nu e nicio problemă, eu răspund la absolut orice întrebare. Ce și vă anume spun că... întrebare? Da. Ați fost unul dintre oamenii care, indubitabil, când spun oameni, mă refer înainte de a avea statutul de parlamentar, de senator al țării, da, care ați muncit
în online și nu numai, pentru ca Partidul Aur să devină partid parlamentar. Mult timp după acel moment, doamna senator, ați fost la capitolul parte feminină cel mai important personaj din structura de leadership Aur. Acum, întrebare. Ce anume v-a separat de Simion și de Târziu în așa măsură încât să vă creați propriul partid și să vă separați definitiv, sau mă rog, cel în politică nu este definitiv, să vă separați de ei? În primul rând, au folosit munca mea. Eu am fost efectiv avocat și am activat foarte mult în civic. Se știe foarte clar că în 2020 eu am intrat în ultima zi în Aur, forțată mai mult de domnul profesor Florian Colceac și domnul Miron Manega de la revista Certitudinea, unica revistă naționalistă din țară, care efectiv m-au dus de mână și mi-au spus: fără tine nu se poate. Nu înțelegeam ce înseamnă chestia asta, se vede foarte clar că eu nu sunt politician, eventual sunt un om politic. Nu vreau să am de-a face cu politicianismul celor 34 de ani, mă separă absolut tot de acești oameni, în primul rând experiența profesională, rezultatele profesionale, cu tot o altă educație, erudiție și așa mai departe. Nu mi-au murit lăudătorii, dar e bine să ne știm valoarea. A fost forțată într-un fel de împrejurări să intru în Parlament, se știe foarte clar, anularea drepturilor și libertăților cetățenești. Am luptat atât în țară, am ajutat inclusiv românii din diaspora, precum și cetățenii altor țări, și acțiunile pe care le-am făcut juridice în țară le-am transmis și altor avocați din Europa și din America Latină, astfel încât au luat atitudine și am putut cumva să oprim această... Bun, astea sunt lucruri majoritatea foarte bine cunoscute, doamna senator. Ceea ce mai... trebuie să le punctăm. Pentru că ce cunoaște românul de rând, și mă includ în românul de rând, stați o secundă, nu durează 8 ore, că dacă ar dura 8 ore emisiunea mea, ar face mare plăcere să vă ascult cu drag. Durează, din păcate, e limitată, vă întreb. Fac un live de 8 ore și vi-l trimit să mi-l ascultați. Vă mulțumesc. Apreciază lumea, primesc mesaje care spun, mă rog, două la număr, nu multe, dar suficiente, care apreciază faptul că sunteți un luptător pentru drepturile televiziunii române și poziția acestei instituții în presa română. E foarte frumos. Ideea e așa, ce v-a separat, încă o dată întreb, și întrebarea e foarte clară, ce v-a separat de binomul Târziu Simion, de așa fel încât, nu numai că ați plecat din Aur, dar vă luptați la baionetă, cum se spune, cu ei? În primul rând, Târziu nu făcea parte din conducerea Aur, cel puțin niciodată nu a fost vorba de Târziu ca și conducerea Aur. Eu m-am trezit cu el în Parlament, nu-l văzusem decât o singură dată, nici nu știam cine e. Nu a făcut o zi de campanie electorală și chiar mă întrebam când l-am văzut în Parlament, zic, cine mai fi și ăsta? Și am înțeles că este copreședinte Aur. Habar nu aveam, nu mă interesa. Pe mine mă interesa să opresc odată aceste abuzuri și această dictatură care se instaura. Evident că nu am plecat eu din Aur, pentru că eu am făcut parte din rețeaua profesioniștilor condusă de domnul profesor Florian Colceac și toți ceilalți care au participat, li s-au luat voturile, au luat 9-10% și clare distribuire și le-au pus în primul rând domnul Târziu și domnul Simion, care n-au obținut 5% pe București, precum și Ringo Dămureanu, care nu obținuse nici 4% pe Oltenia. Și domnul Vinereanu a obținuse 9%, i-au luat voturile și le-au tot distribuit. Și la Tulcea de i-au luat locul lui Teodorovici și, mă rog, nu știu pe cine au pus acolo. Ok. Evident că la un moment dat, pentru că eu din prima ședință am arătat că știu foarte bine ce înseamnă parlamentarismul, nu că m-ar fi învățat cineva, probabil că sunt și făcută pentru așa ceva, dar știam, citisem foarte mult, am citit regulamentele, am aprofundat ceea ce înseamnă parlamentarism. Eu din prima ședință am luat cuvântul și le-am spus că sunt vicii de procedură. Doamna senator, haideți, dați-mi voie să vă scurtez cu tot respectul răspunsurile. Nu le-a convenit profesionalismul meu, nu le-a convenit și mai era ceva, domnul Barbu, ca să știți. Oamenii din teritoriu au cerut congres și să fie votată Diana Șoșoacă președintele Partidului Aur. Fapt pentru care v-au îndepărtat, înțeleg.
M-au exclus total și a mai fost ceva. Știți foarte bine că am deținut pentru o lună jumate funcția de președinte al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției și Petiții. Intrasem foarte adânc în mafia vânzării de copii, a căminelor de bătrâni, a corupției și am făcut foarte multe audieri, am oprit trimiterea în străinătate, gen ca Sorina. Am o grămadă de întrebări care mie mi se par foarte interesante. În momentul ăla s-a primit ordin de la PSD și PNL. Mă rog, și ce mai fi fost pe acolo servicii? Aveți vreo dovadă că cele două partide au dat ordin? Dar bineînțeles, în primul rând, Aurul este partidul PSD-ului, e făcut de Dâncu. Ce Dumnezeu, uitați-vă, tot PSD-ul este la Aur. La ce îi trebuia Aurului să-și ia senatori și deputați PSD și PNL, când el este partid parlamentar și putea să aibă oameni în secții? Da. Decât dacă face aranjament cu cele două puteri, că nu are majoritate. Deci pentru ce a luat? Am câteva întrebări. Hai dați-mi voie ca... Doamna senator... Vă știu, o femeie dornică de dialog și aptă de un dialog rapid. Ca la ping-pong, mi-aș dori să pun întrebări cu răspunsuri foarte clare și cât se poate de scurte ca să încapă... Unele situații necesită mai multe explicații. Bine. Cum e asta. Întrebarea mea, întrebare. De ce nu s-a făcut congres și de ce în teritoriu, mare parte din teritoriu nu are filiale, în opinia noastră, nu are filiale organizate ale Aurului? N-a avut niciodată, mă rog, ce a avut la început. Ulterior am fost sunată de către... Eu nu, acum vă spun ce îmi spun membrii lor, care încă mă mai consideră mama Aurului, deși eu am intrat ulterior, dar oamenii au intrat pentru mine în Aur, să știți. Simion, din câte am înțeles, nu a vrut să-i autorizeze și vreo 70 ceva la sută din organizațiile Aur sunt în SOS România. Asta știu, dar de ce? Păi vă spun eu de ce, pentru că în momentul în care le faci acte, atunci trebuie să respecti statutul și trebuie să-i asculți. Trebuie să faci cum am făcut eu în SOS România, Comitet Național, că nu pot să decid cum vreau eu. Nu mai poate, cum spun o groază, îl acuză că a luat bani pe locuri. Eu vă spun ce se spune, nu știu, dar oamenii... Au apărut și înregistrări cu solicitări de 15.000 de euro pe un loc de, nu știu ce, deputat, europarlamentar și așa mai departe. Deci acolo, Merg mai departe. Cum ați văzut, sunt convins că ați văzut ca noi toți, prezența doamnei Ioana Ramona Brunsels, cred că așa se pronunță, stați un pic că nu-i de râs. În postura în care mulți vă vedeau acolo, și credeți-mă că la vremea respectivă am primit mesaje care m-au, și am și făcut emisiune pe tema asta, care m-au întrebat sau m-au rugat să comentez împreună cu invitații de la vremea aia, de ce lipsește Iovanovi Șoșoacă din tripleta de la Cotroceni la negocierea premierului României și este acolo doamna Ioana Ramona Brunsels, care era fost candidat mai dăunăzi al partidului domnului Voiculescu și al Antenei 3 la prezidențiale. Cum vă explicați? Cum ați văzut momentul? Păi stați puțin că eu aveam partidul SOS România, eu am partidul SOS România de 2 ani da, de zile. Da, asta știau deci... și ei. Înseamnă că nu m-am făcut eu înțeles. Ei spuneau așa, acolo ar fi trebuit să fie Șoșoacă, nu Brunsels. Munca mea și dreptul meu. Da, doamna Bruseiles, în primul rând, este din gașca Varanului, da? Nu știu la ce vă referiți. Păi cum? Codul Varanu. Nu de, știm? Nu știu. Fondurile Ceaușescu, țigarete, latrine, TV, etc. Da? Hai să fim serioși. Vreau să nu suntem pe nimeni. Da, de cotră. Latrinele TV. Asta se întâmplă acolo. Astea sunt latrine. Este un cuvânt care... Vă rog frumos, nu mă obligați să opresc interviul, pentru că suntem amendați. Dumneavoastră aveți imunitate. Eu sunt un biet gazetar, doamna senator. Vă contrazic că vreau să vă spun că mi-am luat amendă pe declarații politice. Sunt unicul parlamentar din lume care este amendat pentru declarații și opinii politice, încălcându-se articolul 72 din Constituția României. Ca să știți și să ne întoarcem la doamna Brunsels și la prezența domniei sale. Cum ați digerat imaginea alea, ca să o iau pe scurtătură? Își merită soarta și s-au găsit o trei foarte bine, sau patru, sau cinci, sau toți generalii aceia, pentru că, de fapt, sunt de aceeași factură cu toții. Ea e cu banii,
da, și cu aranjamentele, ei sunt înnebuniți după bani și după aranjamente și după putere. Toți aleargă după putere, nu interesează absolut nimic de poporul român, nu au pregătirea necesară. Uitați-vă cât de falsă este când vorbește, nu are pic de empatie. Pe ce vă bazați când spuneți că doamna Brussels e cu banii? Nu înțeleg sintagma, la ce vă referiți? Deci, cum adică nu se știe cine este soțul doamnei Brussels? Doamne, suntem și oameni care nu avem cultura dumneavoastră. Nu știu cine este soțul doamnei. Păi, soțul doamnei Brussels este banchier. A, foarte bine, asta e un lucru bun. Da, corect. Dar mai ușor cu politica, că știți... De ce bancherii n-au voie să facă politică? Care să iubească. Poporul român nu este un popor iubit. Am înțeles. Eu cred că bancherii sau soțiile de bancheri pot face politică la liber. Da, știți, să nu mai zică că sunt naționaliști și patrioți. Știți, poți să fii naționalist, l-aș fi crezut-o dacă era naționalistă când nu avea bani și nu era măritată cu domnul banchier. După aceea să te apuci și după ce ai trecut pe la domnul Voiculescu prin partid și cu tot ceea ce s-a întâmplat, după aceea nu mai merge să spui că ești naționalist și spată de popor român și să faci filmări la biserică. Iertați-mă! Cât de tare, doamna senator, cât de tare validați, fără să dăm nume sau să dăm partide, cât de tare validați acum curentul acesta care merge pe suveranitatea României, pe naționalism, pe patriotism? Căci în momentul în care era jaf național, acum 15, 20, 25 de ani, un jaf absolut abominabil, nu am văzut niciun patriot, n-am văzut niciun suveranist, n-am văzut niciun... Era Corneliu Vadim Tudor, era Adrian Dumnezeu să-l odihnească, fix așa, ați invocat corect, fie țărna ușoară. Numai că Vadim Tudor a reușit să strângă în 2000 o alianță națională împotriva lui, inclusiv cu Doina Cornea, fie și ei țărna ușoară, care a venit aici în TVR, de unde îl făcea cârpă caghebistă cu 3 luni înainte, a venit să-l susțină să-l susține pe Iliescu. Nu vreau să, nu vreau să intru în jocurile mizerabile. Eu v-am întrebat când s-au trezit spiritele naționaliste și cum se cheamă suveraniste în România? Că n-am văzut să fie acum 10 ani. Cu tot respectul, a fost dintotdeauna și să știți că familia mea a fost prietenă cu domnul Corneliu Vadim Tudor, am fost și în acest mediu al lui Adrian Păunescu, eu am crescut în mediul acesta și să știți că a fost într-o formă latentă. Problema este că nu ne-am închipuit niciunii că s-ar putea ajunge în halul în care s-a ajuns. Credeți-mă, chiar vorbeam astăzi în avion cu Luis Lazarus și spuneam, citeam un articol de acum 20 de ani, cum începuseră ei atunci să meargă împotriva dreptului de proprietate și spuneam, uite-mă, exact acum 20 de ani, nu mi-am dat seama atunci că se va putea ajunge aici și să afecteze foarte clar proprietatea și dreptul suveran al omului de a dispune de el însuși. Și ne-am pus, dar cum nu ne-am dat seama? Păi au lucrat foarte subversiv. Gândiți-vă că vorbim aici de niște instituții monstruoase care au avut acces la bani fără nici, fără limită, care au avut parte de cei mai buni specialiști din lume, care au făcut efectiv tot felul de... din astea, sondaje, de cercetări, de anchete psihologice. Gândiți-vă că sunt zeci de ani de studiu al oamenilor și de cum pot fi manipulați oamenii. Am o problemă. Ăsta este adevărul. Doamna senator, am o problemă care sper să nu vă deranjeze din nou, dar asta este regula jocului deocamdată. Va trebui să mai luăm o pauză de publicitate. O să vă rog, ascultați-mă o leacă, doamna senator. O să luăm pauza de publicitate. Cu acordul dumneavoastră ne vom întoarce în această legătură Skype doar pentru... Bine, dacă vrem să continuăm după aceea un minut, două, trei, nu e nimic de nefăcut. Dar după publicitate vreau să ne răspundeți celor de acasă și mie la o problemă pe care mulți și-o pun. Sunt sondaje care vă dau partidul SOS ca fiind peste pragul electoral, sunt sondaje care vă dau sub pragul electoral, nu discutăm. Eu plec de la premisa că s-ar putea ca partidul SOS pe care îl prezidați să treacă de 5% să intre în Parlament.
Nu cred că va face 51% să conducă România partidul dumneavoastră. Dar vă întreb. Surpriza. O secundă, că nu știți întrebarea. Întrebarea este așa. Procentele pe care le estimați, ce veți face cu ele în toamna și iarna lui 2024, de așa fel încât acele voturi să nu se ducă pe apa sâmbetii și ele să participe la politica de stat în România. Revenim la doamna senator imediat. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, în exclusivitate la TVR3, după cum se și vede în imagine, doamna senator Iovanovi Șoșoacă este în casele voastre. Înainte de pauza publicitară am rugat-o să vă spună vouă, în primul rând, și mă număr și eu printre cei care nu știu, cum va gestiona în cazul în care la numărarea finală și validarea votului pentru parlamentarele noastre, nu europene, partidul SOS pe care îl prezidează, la format și îl conduce, va avea peste 5%. La redistribuire va avea poate chiar mai mult, pentru că voturile care se pierd se duc la partidele care trec de prag. Ce veți face cu procentele? Cât estimați? Cu sinceritate vă întreb, pentru că rămâne înregistrarea asta și la CNA, și la SRI, și la TVR, și la peste tot rămâne. Vă întreb. Cum estimați scorul electoral al partidului într-o luptă cumplită pe care o duceți, văd, cu partidul pe care l-ați ajutat, cum bine ați marcat, să intre în Parlament, mă refer la AUR? Cum veți gestiona procentele după alegeri, în cazul în care partidul dumneavoastră va trece de pragul electoral? Lupta cumplită nu e cu AUR, pentru că AUR-ul deja se dezintegrează, nu mai există, s-a integrat foarte bine în PSD și PNL și USR, că au luat de peste tot. Pe nișa naționalistă am rămas singurii, SOS România, și asta nu e recunoaștere numai națională, ci și internațională, având în vedere că sunt invitată de partide naționaliste care au peste 18-19% la alegeri în țările europene și care m-au invitat și toată săptămâna asta numai în întâlniri. Scorul adevărat, deci doar nu vă uitați la sondajele astea care sunt măsluite, când 2%, când 8%, când 9%, când 10%, când cad la 1%. Astea sunt niște prostii, care gândiți-vă în primul rând că eu sunt în fiecare zi în alt oraș, în altă comună. Eu iau pulsul României la firul ierbii. Credeți că dumneavoastră că ei vor să mă celărească un om și să-l cenzureze dacă are 5-6%? Păi din STS l-ai făcut și exact cum mi s-a întâmplat lui Băsescu, 4,99 s-a terminat. Scorul este imens la momentul ăsta. În urmă cu o lună aveam între 18 și 21% ca partid. Uitați-vă tot ceea ce înseamnă online-ul. Toate, deci, au fost inclusiv pe online sondaje făcute cu 200... Spuneți-mi părerea noastră, nu ce spun sondajele, numără a dumneavoastră, părerea sinceră a dumneavoastră. Scorul pe care estimați că o să... Ascultați-mă că nu ține numai de asta, e vorba și de furtul pe care îl fac, este vorba de tot ceea ce fac anumite părți din servicii care au trădat poporul român, pentru că lupta cumplită nu este a mea cu AUR-ul, este a mea și a SOS România cu sistemul și a serviciilor românești care sunt naționaliste cu serviciile românești care sunt trădătoare. Atenție, e o luptă cumplită care se dă și va fi măcel în aceste alegeri. Și uitați-vă cum sunt eu măcel de la începutul anului și am și anunțat, mi-am anunțat membrii, atenție că va fi măcel. Și este pentru... O secundă, doamna senator, pe ecran, stimați telespectatori, este unul dintre cele mai recente sondaje. Partidul doamnei senator Șoșoacă este evaluat, să mă uit că nu bat până acolo, 6,4%, deci cu 1,4% peste... La europarlamentare. Da, ăsta e ultimul la europarlamentare, dar este un sondaj de opinie cu intenție de vot, este prima întâlnire cu electoratul, fără doar și poate. Într-adevăr, ăsta este sondajul cu scorul, sau mă rog, evaluarea cea mai ridicată a partidului SOS, aproape 6,5. Cea mai ridicată este între 8 și 9, a dat-o domnul Pieleanu. A dat-o, n-am știut care, Mariu, n-am avut, să ne trimite și nouă sondajul ăla să l-avem la emisiune. Acum, absolut tot și la un moment dat... Nu mi-ați răspuns la întrebare, doamna Șoșoacă, nu sunteți, doamna senator, vă rog mult, doamna senator, peste 57%. Doamna senator,
Nici eu nu vă tratez cu lipsă de respect și de simpatie. Purtați-vă cu mine cu aceeași monedă. În sensul în care... Nu, stați un pic. În sensul în care să-mi răspundeți pentru cei de acasă în principiu, nu pentru mine, dar și pe mine... Că mă ascultă non-stop, deci vă spun și dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră, pe online, pe sondaje de 200.000 de oameni, respondenți, SOS România are minim 57%. Adică deci, faceți, conduceți țara, sunteți președintele, stima, putem scrie deja viitorul președinte al României în direct cu noi. Domnul Barbu, am fost președintele României pentru că mutul acesta, cu tot respectul, un om care nu vorbește... Vă rog să vorbiți în termeni acceptabili. Este mut un om nu care... Nu e, domnule, mut, l-am auzit vorbind acum când și-a anunțat candidatura la NATO. De ce sunteți, vă rog mult? Cum să fie mut? Când e vorba de candidatură la NATO, când e vorba să liniștească poporul român, este absent și este veșnicul comis voiajor cu consoarta dânsului. Probabil că... Bine, nu știu, deci nu vreți să vorbiți de nicio posibilă alianță politică în toamnă în cazul în care treceți pragul electoral. Nu, în primul rând am și spus, a votat în Comitetul Național, nu vom face niciodată alianță cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR în actuala componență cu actuala conducere. Nu. Bine, vă mulțumesc mult de tot, am convenit cu mine însumi să nu duc discuția nicăieri într-o zonă de cancan sau de spec. Nu cădeam eu în mizeriile. Nu, dar nu. Nu mă caracterizează. Nu discut lucruri pe care le macină ca o moară foarte mare parte a presei. În schimb, înseamnă că sunt foarte importantă și contez enorm și văd că eu contez enorm, având în vedere că sunt 24 din 24 efectiv în malaxorul presei mainstream. Păi dacă sunt atât de importantă, aș vrea să vă întreb, domnul Barbu, eu 34 de ani am fost la guvernare, am condus eu România, am vândut eu industria României, am distrus eu agricultura României, am privatizat eu ceva și am furat banii Bancorexului? Da. Nu. Bine. De ce nu sunt distruși? Am să fac așa la final. Apar, la final, doamna senator, ca de obicei, la finalul fiecărui interviu pe care l-am cu demnitarea statului sau cu reprezentanța Parlamentului, vă întreb așa. Dacă mie mi-a scăpat ceva, n-am știut, cum se spune în popor, să ridic mingea la fileu, de așa fel încât dumneavoastră să spuneți ceva important referitor la subiectul de azi. Vă rog, acum e momentul. Da, subiectul de azi. Vă spun un singur lucru. România nu va intra în război cât voi exista eu și partidul SOS România și vă garantez că voi face absolut orice să țin România departe de război, deși suntem împinși în acest război. Așa cum am reușit 2 ani de zile și am ținut efectiv România departe de război, am ținut bărbații aceștia români departe de război, deși unii merită să plece să vadă ce înseamnă că totuși arborează steagul unei alte țări pe la profil. Cât timp voi mai exista eu, voi mai trăi și voi putea să însemn ceva important în diplomația românească și externă, credeți-mă... Acum, doamna senator, gazetar bătrân și eu, cum să pun punct când m-ați obligat să vă întreb? Cum țineți, doamna senator, România? Cum o țineți departe de război? Foarte frumos. Prin relații diplomatice cu acel stat cu care România are relații anulate total, așa cum le are cu China și cu Serbia, cu Rusia. Federația Rusă, în acest moment, este sprijinită de China și India. Și vreau să vă întreb, credeți că are cineva vreo șansă, un stat ca România, împotriva Rusiei și a Chinei și a Indiei? V-ați spus vreodată întrebarea? Dați-mi voie să fiu sincer cu dumneavoastră. Am evitat subiectul ăsta cât am putut. Nu o să merg... Ascultați-mă un pic. Nu, eu nu evit nimica. Ascultați-mă o leacă. Ascultați-mă. Doamna senator, vă rog frumos să mă ascultați și pe mine. Doamna senator, istoricește vorbind, nemernicia pe care au făcut-o în ultimii 200, cât vreți dumneavoastră de ani rușii cu noi, sub orice formă au fost ei, de la țar, de la comuniști, de la Anna Paucăr, de la ce vreți, nu-mi permite mie, cel puțin mie, nu știu altora, nu știu alții cum sunt, să comentez în termenii pe care mi-i propuneți un parteneriat cu o țară care a făcut ca atunci când eu m-am născut să l-am pătat în pușcărie. M-am născut cu tatăl în pușcărie, doamna senator.
Să știți că bunicul meu a... Și atunci cum să mă uit la ruși cu, nici măcar cu toleranță, nu, da? Păi cu simpatie. Este o exagerare ceea ce faceți. Nu este deloc. Ba da. Și este exact aceeași manipulare americană de care nu m-am este săturat. Deloc. Este familia mea. Este ce am trăit în casa mea, doamna senator. Sunt și familiile noastre. Ucraina a omorât. Nu mă interesează la... să mă ierte Dumnezeu. Ucraina mă interesează de ai noștri. Mă interesează de ai noștri. Ai noștri, da. Suntem sclavi Americii și ai Bruxellesului. Bine. 4 aprilie 44, bombardamentul Americii a nenorocit România, Bucureștiul și Ploieștiul. Imperiul Austro-Ungar care a omorât în 4 aprilie, România. În 4 aprilie când a fost făcut Thunder, da? Teatrul Național, a fost bombardamentul Luftwaffe, bombardamentul. Nu, dar hai că acum pe bune are sens să ne luăm. Hai să vă spun ceva. Politica se face cu diplomație. Bine. Cu absolut toate. Bine. Statele Unite. Dacă nu o să învățați lucrul ăsta, da, o să murim și o să dispărem ca nație. Nu vreau să fiu vasalul nimănui. Mulțumesc mult de tot. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Decât cu diplomație. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc mult. În exclusivitate, oameni buni, a fost senatoarea, doamna senator Iovanoviș Șoșoacă. Îmi cer scuze dacă am ridicat tonul. Este o doamnă. O respect ca pe o doamnă ce este. Este senator al țării ăsteia. Dar la asta cu rușii, iertați-mă, am eu statut de moderator și de ziarist și trebuie să vezi... Nu, la asta nu pot. Adică pot multe. Dar cu simpatie, eu nu pot, cu toleranță și simpatie, Doamne apără. Doamne apără. Doamne apără. Bine, sper că v-a ajutat pe cei de acasă, pe mulți, acest interviu, să înțelegeți de unde s-a pornit, unde s-a ajuns, care este relația în acea parte a parlamentarismului național, în opoziție, acolo unde atât doamna senator Iovanoviș Șoșoacă, cât și domnul deputat George Simion au venit pe același val, cu același vot și în același partid, în echipa Parlamentului României. Mulți v-ați întrebat cum s-a putut, de ce ați auzit-o. Probabil că puțini, eu n-am văzut, dar probabil că puțini au fost cei care au încercat să desțelenească lucrurile la vedere. Adică fără interese, fără comenzi telefonice, fără năimeală financiară, fără, pur și simplu. A fost în exclusivitate doamna senator Șoșoacă. Deschidem telefoanele. Subiectul este generat și de ce v-am rugat și aveți pe ecran să discutăm ce înseamnă să fie țară suverană și să negociem cu Europa în termeni altfel decât am negociat până acum și pe ce fundație, pe ce solidă bază am putea negocia cu Europa un alt statut al țării. Și al doilea, putem comenta fără doar și poate în puține cuvinte fiecare așa telespectator un minut, un minut și un pic și zicerile doamnei Diana Șoșoacă. Deschidem telefoanele. Bună seara! Alo. La Satul Mare, bună seara, domnul Noghi. Da? Bună seara, domnul Noghi. Să trăiesc, domnul Barbu. Vă ascult. Cu doamna Șoșoacă. Am văzut acum, chiar acum, am văzut, nu știu ce băgăm noi în seamă treburile astea. Vă rog să opriți sonorul televizorului. Da, am oprit. Atunci vă rog să vorbiți un pic mai repede. Da. Treaba cu doamna Șoșoacă, în fine, e o artizan al, mă rog. Și ce am vrut să vreau să-l, da, să-l spun la domnul Barbu, chiar înainte mă uitam pe alt post de televiziune. Mulțumesc mult, domnul Noghi, mulțumesc mult. Nu, asta nu-i joacă. M-am uitat la altă televiziune și comentez la voi. Nu, mulțumesc mult, domnul Noghi. Comentați la televiziunea la care v-ați uitat până acum, pentru că nu știu la ce v-ați uitat. Și ca să-mi povestiți la ce v-ați uitat și apoi să comentăm, durează mult. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Dorață, de stat eroic. Domnul Năsui cred că trăiește în altă țară. El nu știe că s-au distrus 1700 de fabrici. Și am scăpat de comisarii sovietici și am dat de ăștia la alți europeni. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Respect, domnul Barbu. Salut, Virgil. Foarte scurt. Faceți câte o emisiune de a-ți merita un Lorenzo Natali sau Caruana Galiția. Vreau să știți mai bine ce înseamnă aceste trofee. Vă ascult cu drag. Vorbim despre suveranitate.
Acum, eu scriu de foarte clar ce înseamnă suveranitatea. Eu zic că toată încurcătura asta a creat o curtea încurcătură, practic, dilema asta care o au românii acum privind suveranitatea în raport cu Uniunea Europeană, a creat o curtea de justiție europeană. Când a dat decizia aia care permite oricărui judecător să nu țină seama de deciziile CDR, CCR. Aceasta, bineînțeles că contravine dreptului UE. Și asta duce la relativizarea caracterului obligatoriu al Constituției. Este foarte corect, Virgil, este foarte corectă remarca ta. Atenție, stimați telespectatori. Europa și-a permis, spun eu, să treacă peste deciziile Curții Constituționale nu doar ale României, ale tuturor țărilor membre UE, deci nu e vorba doar de România, lucru care, în opinia telespectatorului, înseamnă o încălcare a suveranității în ceea ce înseamnă puterea judecătorească a țării. Am zis bine, Virgil? Foarte bine, că și asta duce direct la negarea existenței statului român ca o entitate politică, independentă și suverană. Întrebare. De ce această situație pe care tu o invoci nu este subiect în cancelariile mari ale Europei? Nu spun că Bucureștiul ar fi o cancelarie mică, dar nu este o cancelarie precum Parisul, precum Madridul sau Berlinul. Pentru că europarlamentarii nu s-au opus aceste decizii a Curții de Justiție Europene. De ce? De ce? Există o unanimitate tacită acolo care răspunde la unele interese pe care noi nu le cunoaștem. Întrebare. Orice schimbare de putere politică din România, pe care anul acesta ar putea să o consemneze la finalul lui, noiembrie-decembrie, ar putea schimba această situație? Nu. Poate ridica problema, dar câtă vreme celelalte state nu iau și ele atitudine, România singură nu poate. Mulțumesc mult, Virgil. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Barbu, de la Brașov. Dumitru vă deranjează. Bună seara, Dumitru, ești în direct. Domnul Barbu, o întrebare. România mai este stat de drept sau nu mai este stat de drept? Este stat de drept fără doar și poate. Domnul Barbu, eu vă spun că nu mai este stat de drept. Este stat de drept, Dumitre, pentru că dacă n-ar fi stat de drept, ar fi condusă cu Kalașnikovul și cu mașini noaptea, care ne-ar băga în dube și ne-ar mitralia pe stradă. Ăla-i țară care nu e stat de drept. Dar, domnul Barbu, o țară care, unde se votează o lege și Parlamentul nu nicio bine, acum, Dumitre, statului... tu ai înțeles, iartă-mă că te întreb. Subiectul de azi, eu înțeleg poful tău și e corect, sau e moral, să-l discutăm, da? Dar azi subiectul e altul. Suveranitate și patriotism. Păi da, dar eu sunt patriot, domnul Barbu, dar eu când văd că firmele românești sunt făcute praf de niște firme care ni sunt băgate pe gât din Statele Unite și din alte țări, mor. Bine, mulțumesc mult, Dumitre, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Eu înțeleg unde bate omul. Numai că în momentul în care să-i spun domnului Dumitru de la Brașov, când se tăia cu flexul combinatul de la Călăraș, Siderca, nu era nimeni pe stradă care să jurpă cămașa. Nimeni! Nu era pe stradă Mucles, pe vremea ministrului de interne Doru Tărăcilă. Bă, nu jurpea nimeni, că el fiind acolo, nu jurpea nimeni cămașa, nu erau suveraniștii, nu erau patrioti, nu era nimeni. Mai ridica un pic, cum bine a spus doamna senator Șoșoacă, vocea Vadim, fie Țărână Ușoară sau Funar sau... Dar așa, mai subțire. Acum e plină România de suveraniști și naționaliști și patrioți. Când se distrugea averea națională și se dădea definitiv și irevocabil toată rezerva de gaz și de țiței a României, nu erau! În Parlament în seara aia, o ședință condusă de Miron Mitrea, era doar PRM-ul care s-a opus. Dar așa, en passant. Și în restul nimic. Suveraniștii nu existau. Patrioții nu existau. Bine, bună seara. Acum e plin. N-ai loc să arunci o fisă de 50 de bani, că dai peste un suveranist, dai peste un patriot. Bună seara, sunteți în direct. Tot la Brașov mergem. Bună seara, domnul Nicuțiu. Bună ziua. Bună seara. Bună seara, îmi cer scuze. Așa, domnul Nicuțiu. Am o mare nedumerire, să zic așa. Vă rog. Vis-a-vis de tot ce am discutat până acum, totul este parcă cumva într-o polemică, să zic așa. Adică? Natale, faci foarte bine emisiunile. Dar când pleacă de aici,
de la Natale încolo, totul e deja se evaporă. Ce trebuie? Îmi dai voie să-ți spun, George? Da, sigur. George, explică-mi după părerea ta ce-i de făcut prietene. Sincer? Da. Trebuie schimbat de la o pincă până la cap. De la o pincă înseamnă și noi, neamul? Nu, neamul. Nu, neamul nu. Concepția neamului și concepția capului. Există, ultima întrebare, George. Există vreo structură politică pe care acum o poți să o și nominalizezi, emisiunea asta e extrem de transparentă, care în opinia ta... Știu, văd și ok. În opinia ta, George, care este structura politică, formațiunea politică, virgulă, care ar putea să schimbe situația în toamnă? După părerea mea, nu există deocamdată în România o formațiune politică care să poată să structureze cumva România într-un fel. Mai am o întrebare, George. Din punctul meu de vedere, cei de la putere, care sunt acum la putere, sunt exact copia FSR-ului sau FSN-ului, cum se numea imediat după Revoluție. Am înțeles. Ultima întrebare. Așa. Ultima întrebare. George, stai un pic. Trecător din comunism în... Am înțeles. George, fii atent în întrebare. Ultima. Da. Ce anume trebuie să schimbăm noi, cetățenii Republicii, noi, neamul, ca să putem să avem o clasă politică de adevăratele a nouă? Mentalitatea fiecărui votant să fie conștient pe ceea ce votează. Mulțumesc mult de tot. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara. Păi eu înainte, după show trecut, eu n-am știut ce înseamnă America. Deja ne spădim dumneavoastră pe noi, poporul român, că ne-au mințit ăștia de 30 de ani, ne-au mințit. Eu n-am știut ce înseamnă America, nu n-am știut ce înseamnă democrația lor. Ce înseamnă... Noi vedem filme americane, noi nu știam ce înseamnă Europa, străinătatea. Noi, unii oameni n-am plecat din țara asta, unii au fost care au plecat, dar unii... Mi se pare absolut corect. Da. Mulțumesc mult. Nu ne sfădiți dumneavoastră. Dar Doamne iartă-mă, nu-mi permit asta. Mulțumesc mult. Ce ar trebui să facem noi pentru a fi suverani? Așa. Și vă mulțumesc pentru emisiunea și vă îmbrățișez cu drag. Cu drag, mersi mult de tot. Mersi mult. Și eu la fel. Toate cele bune. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, Tudore. Bună seara. Caut să mă repet. Eu acum mor și cum mă dat trezor, mă luat căldurile. Băi, toată lumea a devenit patrioți. Toți sunt cu poporul, dar ce iubesc poporul? Că intrase domnii din Brașov. Bă, câți ai văzut tu legați cu lanțurile de garduri, câte fabrici s-au închis în Brașov? Și în toată țara asta, acum toți, nu avem sub... Cum mă sunt aici suveranitate? Virgile, dragă, am văzut unul singur, da. La Iași, la Pepro... Ascultă-mă până la cap! Erau 1000 și ceva de fabrici închise când... La Iași, la Pepro, a fost unul singur care s-a opus... Și l-au asasinat, prietene. Asasinat, da. Omorât. Liderul de sindicat de la Tepro Iași. L-au asasinat, punct. Deci da? Un popor sănătos la cap... Și nu și-a rupt nimeni hainele după el, deși l-au băgat pe la săracul Dumnezeu să-l odinească în mormânt. Da? Ca să înțelegi. Nu vorbesc prostit. Toți liderii de sindicat au trădat. Nu e adevărat. Nu toți. Majoritatea. Așa. Mulțumesc mult. Ce înseamnă pentru tine să fii suveran? Ce înseamnă pentru mine să fiu suveran? România, ce înseamnă? Pentru tine ca România să fie o țară suverană, ce înseamnă? Păi România e țară suverană, e o țară liberă, se trăiește liber, se trăiește bine. Tudor, cine vorbește, Uniunea Europeană pentru noi e mană cerească. Dar faptul, în momentul când te duci la masă, dacă nu stai la masă să negociezi, intri în meniu, trebuie să fii diplomat, să fii cunoscător de politică externă. Foarte tare. Și stai asta. Verticalitate. Foarte tare sunat asta. Stai să o scriu. Noi avem europarlamentar Tudore, n-am uitat. Când se ducea un parlament, cine degingram noi între noi? Cine foarte tare. Ce să mai vorbim? Mersi mult de tot, Virgil. Mersi mult de tot pentru telefon. Asta e cea mai tare replică a emisiunii. Dacă te așezi la masa negocierilor și nu știi să negociezi, intri în meniu. Adică te mănâncă ăia.
foarte tare. Bravo lui Virgil din Saragossa. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, la Pitești. Bună seara, domnul Baru. Da, domnul Anton. Vreau să spun că sunt de acord cu ce a spus doamna Șoșoacă. Ungurii și cu austriecii au făcut cea mai mare mizerie în România. De ce? Pentru că l-au omorât pe Gheorghe Doja. Corect. Au făcut mai mult decât turcii. Au jefuit țara. Deci doamna Șoșoacă are dreptate. Rușii sunt prietenii noștri. Bună seara! Mulțumesc mult de tot. Ce să comentezi? Fie țăruna ușoară lui Gheorghe Doja, ca să nu avem vorbe, că nu la aia sunt șocat. La... Bine. Bună seara, sunteți în direct. Alo? În Dâmbovița, da, domnul Tătăran. Să trăiți dumneavoastră, mă numesc Nicolae Tătăran, Dâmbovița, și vreau să vă întreb și eu un lucru mărunt, că dumneavoastră sunteți un om unș cu toate alipiile. Aș vrea să vă întreb și eu, de ce spunem noi acum că tot s-a distrus? Opriți sonorul televizorului ca să ne înțelegem. Da. Opriți sonorul televizorului. Gata. Acum vă ascult, spuneți. Domnul Barbu, da. De ce spunem acum de ce s-a distrus România? Cum adică de ce spunem acum? Nu înțeleg. Acum facem întrebarea de ce s-a distrus România. Nu acum, domne, sunt unii care au întrebat acum 10 ani, 15 Barbu. Ani, 20 de ani. Domnul Barbu, da. Noi n-am clădit în 35 de ani de când a venit Revoluția nimic. Noi am distrus doar. Mă rog, aproape așa e, așa și... Dacă dumneavoastră credeți că acum, de acum încolo va mai putea cineva spune numai un lucru bun, eu nu cred. Dar dumneavoastră, cum vedeți acest curent politic al suveranității, al, cum să zic, patriotismului? Domnul Barbu, da. Până acum, noi la Revoluție ne-a bătut un ceruș și ne-a legat spoara de gât. Și noi ne-am învârtit până când ne-am sucit lângă par. Ne-am învârtit noi sau ne-au învârtit alții? Noi ne-am învârtit singuri până când ne-am strâns de gât cu soara. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, în sfârșit un român și sincer și realist și cu capul pe umeri. Bravo! Fix așa! Fix așa! Și eu vă mulțumesc mult de tot! Să fii sănătos, domnul. Și dumneata să fii sănătos! Fix așa e cum spune românul ăsta. Ne-au pus să ia lațul de gât, da. Numai că în jurul parului, până când ne-am sufocat, s-a strâns lațul la par, ne-am învârtit singuri, frate. Nu eram patrioți, nu eram naționaliști și nu eram nici suveraniști. Ah, da! Erau că... Acum, nu vreau să ferească Dumnezeu, despre morți nu mă dă bine. Dacă vreți, facem o emisiune despre România Mare și despre domnul... și de, la morți nu se spune domnul. Și despre Vadim Tudor. Da? Care partid a fost membru al Patrulaterului de Aur. Am fost acolo, eu, ca reporter, când s-a semnat la Palatul Elisabeta susținerea guvernului Văcăroiu, în care Vadim Tudor și Adrian Păunescu, fiele țărâna ușoară, ambele partide antisistem, partide naționaliste, sus patria, jos mafia, erau alături de FSN, alături de Iliescu. De domnul Iliescu. Adică, un pic mai... Da? Bună seara, sunteți în direct. Să trăiască domn Barbu. Da, Gheorghe. Dacă domnul meu n-ar fi zis de Șoșoacă, nu intram deloc astăzi. Știu, așa spui. Dar mereu. Dar când ajungi să comentezi ce zice Șoșoacă, înseamnă că nu mai trăiește România, trăiește în altă țară. Nu este adevărat. Doamna senator Iovanovici Șoșoacă este membru al Parlamentului și șefa unui partid care este măsurat și care există, domnul Gheorghe. Din Marea Mureș. Domnul Barbu, asta e România, asta au votat. Păi și atunci, de ce să o dai la o parte? Are dreptul la imagine, are dreptul la opinie, suntem o televiziune națională. Corect, și corect. Cei care, ascultă-mă, Gheorghe, și cei care o susțin pe senatoarea Șoșoacă au bani la TVR. De ce? Pentru că și din taxele celor care o susțin pe dânsa... Am înțeles. Gheorghe, dragă, nu, da. Nu doar tu plătești Lumina și Marea Mureșu. Plătești și cei care o susțin pe Șoșoacă, pe doamna senator. Adică asta e televiziunea tuturor. Corect, domn Barbu. Păi și atunci,
De la tine, băiat deștept de Maramureș și am pretenții. Păi tocmai, domn Barbu, păi tocmai. Zi-mi ce înseamnă suveranism. Și când s-a găsit românul să fie suveranist și patriot? Că în ultimii 30 ceva de ani n-am văzut prea mulți patrioti și suveraniști. Domn Barbu, ați invocat niște nume, domne, dar unde mai sunt? Păunescu. E la 2 metri sub pământ, fie țărnă ușor. Vadim Tudor. La fel. Eu vă spun și de Funar, domne, așa cum a fost el. Ghiță, Funar român. Român. Ghiță, Funar român. Putem discuta de suveranism, de ăștia erau... Dar unde mai vezi astăzi în Parlament așa ceva, domn Barbu? La domnul Simion. La domnul Simion, așa. Unde stă el pe lângă... Că nu vreau să mă laud, vă post acasă la mine, domn ministru Dubăs, domne, un om intelectual, domne, și alții și alții. Ce mai vezi acum? Acum vezi în Parlament, frate buni, oameni trimiși de Arsenie, că așa ei și-au pus oameni în Parlament, Arsenie, și-au avut putere, domne, președința așa de Consiliul Județenii, Sorin Oprescu, și câți mai sunt fugiți, chiar că își poftim. Și el avea un cuvânt, domne, tu te duci în Parlamentul. Păi, dar vezi, te duci... Dar de Cherecheș, te rog eu, Gheorghe, de Cherecheș, de domnul primar Cherecheș, nu vorbim urât. Domnul, care primar? Dar nu primarul capitalei voastre. Baia, primarul capitalei voastre care a fost votat de cei din Baia Mare, deși știau că a luat șpagă la el în primărie. Punct. E, vedeți... Păi nu, ce să văd, dragule, ce să văd? Și eu când spuneam la vremea aia, tot în emisiunea asta, la altă televiziune, că este inadmisibil ca băimărenii, maramureșenii, care sunt oameni cu cap, dintr-o bucată, oameni sănătoși, să voteze un penal, nu știi ce flăcări am primit. Nu știi. Știu, ce critici. Corect. A vuit Facebook-ul, uite-l pe ăla, bă, cine e ăla, bă, dă-și permite la București, mă, nemer Nicola, să ne critique pe noi la Baia Mare. Bă, ce să vezi, am avut dreptate. Acum, am peste câteva zile, îl aduce cu termin. Escortă la Jilava. Îl aduce la aici, la Jilava, la pușcărie, cu escortă. Bă, am să mă avem două vorbe și am terminat, domn Barbu. Te rog. Uitați-vă în țara asta, ce țară avem. Năstase, Sorin Oprescu. Nu mai, gata, închideți telefon. Este inelegant să dai nume, oamenii nu sunt aici, nu stau să dau drept la replică, nu sunt de acord cu nimic, niciunul dintre numele evocate de Gheorghe nu au legătură cu subiectul și sunt oameni respectabili în societatea românească. Numai pe bune. Unii respectabil după ce au avut o perioadă de privare de libertate, alții respectabil fără privare de libertate, dar respectabil. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Barlu. Bună seara, Ghiță. Ce vreau să vă zic despre suveranitate? Păi și noi am făcut-o, că ne acuzați pe noi, că n-am ieșit cu toporul, cu... N-am zis așa ceva. Ne-a rupt hainele după noi. Nu știam ce se ascunde în spatele unei privatizări. Dar de unde, auzi, iartă-mă, Ghiță, de unde ești? Din Buzău. Din oraș sau din județ? Și dintr-una și dintr-alta. Câte meeting-uri ai văzut în marele centru industrial Buzău când se distrugea industria Buzăului? Câte meeting-uri ai văzut? E adevărat. Păi nu, stai puțin, că mă iei la întrebări și pe bună dreptate. Eu te întreb pe tine, buzoian ce ești, Ghiță, prietenul meu. Câte meeting-uri ai văzut în Buzău când se distrugeau fabricile de acolo? Chiar foarte puține. Și atunci unde erau patrioții? Unde erau patrioții, Ghiță? Dar vreau să vă spun ceva. Legat de Aro Câmpul Lung. O acțiune mafiotă împotriva unei fabrici de elită. Domnul Barbu, da. Cu tot respectul pentru dumneavoastră, cu siguranță eu știu foarte puține față de dumneavoastră. Însă, a fost singura întreprindere din lume care se producea în incinta respectivă toate elementele mașinii. Bine. Mulțumesc mult, Ghiță. Eu te întreb așa. Noi, dar cine ar fi știut ce s-a ascuns în spatele privatizării? Îți spun eu cine. Toți angajații de la ARO, toți politicienii din zona Argeșului, toți știau exact ce se întâmplă, mă, prietene. La jumate din guvern știa cei la ARO. O jumătate din Parlament știau ce se întâmplă la ARO. Presa, România Liberă, Adevărul, presa de la București a scris sute și sute de articole.
A interesat pe cineva? Suveraniștii, naționaliștii, patrioții? Nu, frate. Cu nu. Ce vină avem noi oamenii de niciuna rând? Niciuna n-avem. Niciuna, Doamne. Noi avem vreo vină? Nu. Am stat și ne-am uitat. Am mâncat mici, am băut bere, ne-am bătut pe butan, am râgâit și am mers mai departe. Corect. Nu știu dacă am voie să spun arăghii. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați ascultat. Mersi mult, Ghiță. Mersi mult. Mi-a dat voie CNA-ul personal, adică doamna Moraru, producătorul, verbul arăghii, că ai voie să-l spui la televizor fără să iei amendă de la CNA. Nu există niciunul care să înlocuiască. Adică, există vreunul? Că la... Aer, cum? A eructa? Ai, las-o, doamne, iartă-mă. Băi, cineva regie care știa ce înseamnă a eructa? Da, n-a ști... Ia uite, bă, doi știu din... Bă, ești nebun la cap ce regie cultă în creier avem. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Da, Sorin? Deci, punctul 1. Astăzi este ziua națională a Republicii Ungaria. Drept pentru care le urăm vecinilor și prietenilor noștri la mulți ani. Să le dea Dumnezeu și măicuța Domnului sănătate. Mi se pare corectă remarca ta. N-am știut, e vina mea. Punctul 2. Știți ce s-a întâmplat 15-16 martie 1848? S-au ridicat împotriva austriecilor. Ironie. Sorine, hai să venim la timpurile noastre, te rog eu, suveranitate, patriotism, păi, naționalism. Păi ajungem acolo. Hai să ajungem în emisiunea asta. Păi, vă referiți numai la România acum? Suntem în granițele noastre, atâta? Da, suntem atât? În granițele noastre. Deci suveranism, patriotism, naționalism românesc, nu din alte părți. Nu, domne, noi. Noi? Păi noi nu mai suntem suverani de când au venit rușii în țară. Din 44-45 atunci. Nu mai, gata, la revedere. Foarte tare, la revedere. Asta. Cum, domne, nici după 90? Nu, nici după... Păi după 90 ne-am dus coștii, sau nici noi nu știm. Un ochi la măslină cu altul la slănină. Adică nici noi nu știm. Cum o fi? Vorba dumneavoastră. Păi să aibă puțin, că cu ăla... Da, dracuși de patriotici. Auzi, fii atent, Sorine, fii atent. Ascultă-mă un pic. Da. Tu crezi că statutul României de țară membru al Uniunii Europene și al NATO e un statut util neamului sau nu? Ultra util este. Că dacă nu eram cu ei, n-am mai fi fost. Foarte tare. Adică... Fix așa ca tine gândești și eu. Acum armele, ca în 44-23 august, da? Atenție, atunci le-am întors forțat, săracul regele Mihai, na, în fine. Adică cum ne-am întors? Bine, nu mă provoca, te rog, nu mă provoca la asta, păi cu nu. 23 august, te rog. Stricăm da. Prietenia, te rog. Da, vedeți că mai e un 23 august ăla cu dicta. Bine, mulțumesc mult de tot pentru telefon. Da. Uite, bă, că românii cu capul pe umeri și românii înțelepți și care știu ce și cum sunt foarte mulți și mulți se uită și la emisiunea mea, ceea ce e foarte bine. Bună seara, sunteți în direct. Bună, Marius! Bună seara, domnul Barbu, stimam. Respect. Apreciez foarte mult emisiunea dumneavoastră și vă felicit. Am urmărit cu interes și emisiunea noastră de ieri și a fost o afirmație extrem. Hai să vorbim de asta de azi, că dacă vorbim de aia de ieri, deschidem o cutie pe care nu mai pot închide. Zi de azi. Și de astăzi m-a șocat afirmația doamnei Șoșoacă, când a spus că dânsa luptă alături de serviciile secrete care sunt cu România și ajută România, împotriva sistemului și a serviciilor secrete care au trădat. Mi se pare o afirmație extrem de gravă. Domnule, e senator. Doamna este senator. Da, este senator și atunci eu cred, poate, adică eu consider că dânsa poate să aibă dreptate și mi se pare extrem de grav lucrul acesta. Da, faptul că ține România împreună cu, sau mă rog, prin relația pe care o are cu Moscova și cu Vladimir Putin, că ține România în afară războiului, cum ți s-a părut ca afirmație? Că pe mine aia m-a dat cu capul de pereți. Păi, eu consider că întotdeauna diplomația ar trebui să fie pe primul loc în orice relație. Și văd că, într-adevăr, România alunecă pe o pantă din ce în ce mai viguros către război, către prima linie a frontului. Ferească Dumnezeu! Păi eu așa văd că, din păcate, apropo de suveranitate, că acesta este subiectul, părerea mea este că nu numai România și-a pierdut suveranitatea, ci întreaga Europa și-a pierdut suveranitatea, comunitatea europeană. Uitați-vă ce decizii se iau la Bruxelles, uitați-vă încotro merg lucrurile și...
eu îmi pun un mare semn de întrebare vis-a-vis de suveranitatea Europei, comunității europene, la momentul actual. Mulțumesc mult pentru vorbele tale foarte înțelepte. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara, Gică. O să fiu foarte scurt. Patriotism și suveranitate. Domnul Barbu, când s-au sufecat mânicile și s-au luat boxeaua, s-au plecat în alte țări, aia nu mai sunt patriot. Păi, Gică, dragă, Gică, da. Cei care au plecat în Bejanie... Nu, vă rog frumos, eu sunt părerea mea. Păi te întreb, dacă tot îți spui părerea, Gică, zi-mi și mie, dacă nu plecau, unde munceau, ce mâncau? Suflecau mâinicii și aveau pământul care l-au cerut înapoi și l-au luat comuniștii. Au vândut pământul și au făcut alți latifundiari decât au fost. Și acum sunt argați pe moșiile lor sau pe moșiile... Gică, prieten drag. Da. Când s-a distrus fabrica de excavatoare de la Brăila. Dar un pic, mă, Gică, să discutăm un pic. Poarta fabricii nu se fugă, că s-o păzească. Nu, mă, când s-a distrus... Păi, dar n-a păzit-o nimeni, că atunci nu erau suveraniști. Atunci nu erau patrioți. Dar când s-a distrus progresul Brăila, s-a distrus, s-a făcut cartier de vile. Da. Da. Oamenii aia de acolo, cu miile, ce trebuiau să mănânce, nu să plece afară? Nu, i-au dat pământul înapoi. Patrioți sunt aia care au rămas la pământ și muncesc din jur. Foarte bine aia care... Am înțeles, Gică. Auzi, dar fii atent întrebare, Gică. Da. Din familia ta, a plecat cineva afară? Au plecat nepoții mei. Păi și nepoții tăi sunt trădători de neam sau nu sunt patrioți? Sau eu cum? N-am zis că sunt trădători. Păi da, nu sunt patrioți. Nu sunt patrioți. Păi domnul Barbu. Da. Gică, stai puțin, de ce au plecat? Stai, Gicuță, de ce au plecat nepoții tăi afară? Păi i-au luat s-au dus la... la pomul au dat. Și de ce nu se... Auzi, dar de ce nu se întorc? Păi o să se întorc. Unii dintre ei s-au făcut... cum să zic, s-au aranjat acolo bine. Am înțeles. Bine, Gică, mersi mult de tot. Am pasat să vă spun și cu suveranitatea un pic. Moldovea nu spune... Deci, noi, suveranitate înseamnă, cum se spunea înainte, neamestecul cu întrebările altor țări. Așa. Da, da, general Nicolae Ceaușescu. Cum trebuie să fac... Miruna, cum fac să opresc o convorbire telefonică? Am spus de două ori mulțumesc. Învățați-mă voi ce trebuie să fac. Bună seara, sunteți în direct. Seara. Bună seara, în Mureș, domnul Mareș, sunteți în direct. Domnul Barbu, aș avea o rugăminte. Dacă se poate, colega dumneavoastră să pună pe ecran tema României. Care? Actuală. Actuală, n-avem stemă. Avem stemă actuală. Cum n-avem? Da, imediat, o caută, nu face și ea la secundă, dar o caută. O să o aveți, stema României, pe ecran. Acum, spuneți-mi de ce. Acolo să vă arăt cum stăm cu suveranitatea și cu tot ce este afișat acolo pe ecranul. Dă-o pe ecran, Miruna, nu mai aranja, că se termină emisiunea. A, uita... La fereastră, mă, dai pe două, pe la, la cinematograf, du-te. La fereastră. Uitați tema României. Așa. Bun. Puneți dumneavoastră degetul pe Transilvania. Da. Uitați-vă la Transilvania și spuneți unde suntem noi românii. Ok, care e Transilvania acum? Stai să ne mă uit. Cum... Acolo sunt cele Zibăn... Burgen, cele șapte cetăți. Am nimerit-o, mă, eram cu pixul pe ea. Deci, soarele, luna, Aquila și cele șapte ce? Cetăți? Cetăți, dedesubte, da. Așa, și care-i baiul? Unde sunt românii reprezentați acolo? Românii sunt reprezentați în Transilvania? Da. Păi, dar unde nu sunt reprezentați? Dar de ce aici nu sunt reprezentați? Noi nu existăm acolo. Am înțeles. Bine. Atunci putem vorbi de suveranitate, de nu știu ce, când noi nu existăm. Deci, dar poate că noi, stați un pic, zic și eu acum, dar dacă, stați o secundă,
Dar dacă păsăroiul ăsta care are aripile deschise și protectoare, acvila aceasta, sau ce-o fi vultur, că nici nu mai știi ce sunt, dacă ăștia sunt românii, care sunt deasupra și protectori la cele 7 cetăți. Domnul Barbu, unii cu luna și cu soarele acolo sunt unguri și ai luat în secui. Dar de unde e soarele și luna? Soarele și luna sunt ale ungurilor? Nu, și sunt secui și țașii. Bine, mulțumesc. Da, da. Mulțumesc mult de tot. Cât mai avem, Miruna? Asta îmi lipsea, frate. Să facem acum... nu mai avem timp. Îmi pare rău, Marinică, nu mai e timp. Decât să te iau pentru 30 de secunde, mai bine deloc. Frate, asta, uite, o să facem o dată... Cum se cheamă, Miruna? Heraldică? Heraldică se cheamă asta? Am zis bine, m-am crezut că folosesc cuvinte aiurea. O să facem o dată și asta, să se uite românii, să învățăm împreună la Televiziunea Națională de ce are crucea în cioc, crucea Ortodoxiei, crucea Bisericii Neamului, de ce are coroana regală, doamna Acvilă, pe cap, de ce Dobrogea, de ce Moldova, de ce Țara Românească și, uite, la Transilvania chiar nu m-am gândit unde sunt românii în Transilvania. Bă, foarte tare. Vă puteți imagina ce preocupări avem? Cât mai este din emisiunea asta din bijuterie, domne? Îmi spune și mie cineva? Să fac calcule intense. Nu știe să apese pe butonul. Nu știu, cât mai avem? 30 de secunde, stimați prieteni. Vă doresc să fiți sănătoși. Sănătatea e singurul lucru sau printre puținele pe care nu le putem cumpăra. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să vă dea Dumnezeu un weekend liniștit. Ne revedem luni, noi, la ora 18, dacă ne ține Dumnezeu și sănătoși, împreună cu Măicuța Domnului, dacă ne țin. Și acum vă las cu Miruna, cu invitații ei și cu o seară absolut specială, o seară de vineri la Sfatul Popular.